Bună seara și bine v-am găsit! Astăzi e despre oamenii care vorbesc lumii despre Moldova. E despre oamenii care vin și pleacă. Și ori de câte ori vin și pleacă, ei spun lumii de unde vin și încotro pleacă. E despre oamenii pe care viața ne-i scoate în cale la un moment dat, după care tot ea, viața, ne-i scoate din calea noastră. Dar, foarte cu minte, i-am privit dintr-o parte și m-am bucurat pentru succesul și realizările lor. Mai întâi viața i-a dus peste ocean în Statele Unite, apoi i-a readus acasă, i-a dus în Qatar, i-a dus în Geneva și uite, astăzi, la timpul prezent, semnează cu Republica Moldova. Cât de greu sau cât de ușor este să trăiești și să fii un cetățean al lumii? Ce înseamnă diplomație în Republica Moldova? Cum se trăiește într-o familie de diplomați? Ce înseamnă cei 7 ani de acasă pe care porți în buzunarul inimii toată viața și... mândre sunt părinții pentru asemenea copii. O să aflăm în această seară de la una din puținele familii de diplomați din Republica Moldova, în care și soțul și soția au încercat și încearcă în continuare să-și construiască o carieră frumoasă, dar asta nu în detrimentul unei familii adevărate. Și când zic familie adevărată, mă refer la mamă, la tată și la un pui de om care crește în mijlocul lor. Așa că merg să-i întâlnesc. Sunt nespus de bucuroasă că v-am găsit astăzi aici și acum în Republica Moldova și în sfârșit am reușit să vă provoc la un interviu. E vorba de familia Ulianovski. Deși eu cumva v-am cunoscut pe căi separate și știam de Corina Cojocaru și de Tudor Ulianovski, mădi a apărut mai târziu în povestea noastră. E Madeleine, nu? Așa ca francezii sau ca englezii, o să-mi spuneți voi mai târziu de unde apare povestea asta frumoasă în familia voastră. Nu aș vrea să dau tare multe noțiuni, dar oricum trebuie să zic că până acum câteva luni, domnul Ulianovski era ministru de externe în Republica Moldova, Corina cumva a rămas în umbră o perioadă. Pentru publicul larg chiar mai multă vreme ai fost în umbră, deși știu că ai fost reprezentantul Republicii Moldova la Camera de Comerț în Geneva, ai fost reprezentantul ONU în Moldovei la ONU, ai deschis ambasada în Qatar, dacă nu greșesc, ai fost într-o misiune diplomatică în Statele Unite și atunci am pierdut eu exact legătura cu voi. Și uite că astăzi, pentru că din fericire pentru mine și poate din păcate pentru voi, nu mai e nevoie să vă cereți voie de la nimeni pentru ca să veniți de bună voie și nesiliți de nimeni într-o emisiune televizată și să vă lăudați cu ceea ce ați reușit să creați pe cont propriu. Sunteți prezenți aici și vă întreb din capul locului. În viața de zi cu zi, sunteți diplomați? Bună seara, mai întâi, poate... ce multe cuvinte, dar am vrut așa să construiesc o ramă în care să ne aflăm preț de o oră. O prezentare extraordinar de frumoasă, vă mulțumim foarte mult pentru invitație și vă lăsa mai întâi soțul să răspundă la această întrebare, pentru că tonalitatea într-o familie o dă bărbatul. Deși deci o familie tradițională moldovenească. Moldovenească, deși tot timpul e o frumoasă zicală în popor. Bărbatul într-o familie rămâne capul familiei, iar gâtul, rolul de gât în acea familie îl deține femeia. Așa că, până la urmă, e un binom foarte frumos și răspunsul meu, da, este. În viața de zi cu zi, noi suntem diplomați unul cu altul, chiar și acasă. Răspunsul scurt, desigur că ar fi da, deoarece eu cred că diplomația este anume acea artă de a conviețui împreună, de a face un pas înainte atunci când trebuie să fii mai puternic, să faci un pas înapoi atunci când trebuie să fii familia mai puternică, iar tot timpul să știi că dansul ăsta în doi, o diplomație a vieții, produce în primul rând fericire, calm, acasă, dar desigur și o maestrie de a dezvolta și de a crea cât mai mult atât în Republica Moldova cât și în afara țării. Dar asta nu vine de la sine, asta trebuie să se învețe de undeva, să vină din familie, de la cei 7 ani de acasă, din experiența de viață. Bănuiesc că nu ați fost dintotdeauna diplomați în dansul familiei voastre. Cu
siguranță că viața te învață multe lucruri și chiar dacă în spatele nostru este o muncă academică de ani de zile peste hotarele țării, un palmares academic peste hotare, totuși experiența, munca de zi cu zi își spune cuvântul. Eu m-am întors în Republica Moldova în 2005, după studii peste hotare, România, Franța, Elveția. Am revenit acasă dornică și aprică de a construi o carieră diplomatică. A fi diplomat, în primul rând, poți să devii diplomat pentru țara ta, țara cărui cetățenie o deții, bineînțeles. Și visul acesta l-am avut întotdeauna de mic copil. Și trebuie să recunosc că la 25-26 de ani m-am întors acasă în Republica Moldova și am început această carieră cu mulți ani în urmă la Ministerul de Externe. Când ziceai că vizualizai din copilărie cariera asta ta, ce te vedeai? Ambasadoare? Pentru că pentru un copil e complicat să zici vreau să fiu diplomat. Nu cred că înțelege cineva noțiunea asta. Cu siguranță că au fost mai multe momente în viață. În clasele a 5-a, 9-a visam să devin medic. Ulterior, exista un film foarte renumit, un serial în Republica Moldova, Comisarul Catani și judecătoarea Silvia Conti. Eram fascinată de acel film sprut la moment. Și ulterior, peste câțiva ani, am decis că voi face studii juridice, având miza de a deveni o judecătoare, fie în Republica Moldova, fie undeva peste hotare. Iar după ce m-am înscris la doctorat la Sorbona, am început să activez la notariat, la Paris. Și nu-mi găseam acel loc, pentru că pe alocuri, cu anii, cu vârsta, realizez că există un domeniu care poate e mai puțin cunoscut societății civile, dar care este un domeniu atât de unic, nobil și atât de etichetat din toate punctele de vedere, pentru că în diplomație trebuie să tinzi către perfecțiune. Nimeni nu este perfect, dar erorile în diplomație... Este diplomat sau nu? Există, dacă cuvântul diplomație provine de la cuvântul duo din limba greacă, de fapt, dacă e să traducem această expresie, înseamnă om cu două fețe. Eu nu aș denumi-o altfel. E diplomat înseamnă om cu două fețe? Nu neapărat, duo. Sau om cu masca în mână? Deci duo, dacă ar fi expresia să luăm din greacă, este duo. Dar, de fapt, este... este o artă a negocierii, așa cum a menționat și Tudor la început. Este arta convingerii, arta comunicării. Iar atunci când vorbim de comunicare, vorbim de faptul că un diplomat tot timpul trebuie să se gândească la strategia semantică a cuvintelor, care nu întotdeauna trebuie sau poate să fie direct proporțională cu raportul de gândire, limbaj politic. Deci, cum e familia voastră, apropo? Tudor vorbește scurt, clar, la concret și puțin și Corina face filozofia și florile în jurul uzorului central? Vieții! Tudor! Bărbații de obicei vorbesc mai puțin și fac mai mult. Desigur că dacă să ne referim la diplomația acasă, credeți-mă, este mult mai... Făcând o trecere în revistă a palmaresului diplomatic pe care l-am avut eu, negociind cu mai multe state, cu diferite culturi, diferite limbi, religii și așa mai departe, inclusiv în cadrul ONU, este mult mai dificil să negociezi acasă cu fetița atunci când trebuie să o convingi de ceva. Și aici eu cred că cuvântul... Ea e comisarul Catani. Cuvântul ex-diplomat nu este valabil. Eu cred că diplomatul tot timpul, sau diplomația intră în sânge și eu cred că acea adrenalină atunci când negociezi cu cineva și obții pentru țara ta un avantaj, în același timp permițând și oponentului să aibă sentimentul victoriei, e un sentiment plăcut pentru tine însuți. În același timp, desigur că acasă, arta diplomației și experiența Ministerului de Externe a Republicii Moldova ajută mult în tentativa de a convinge acest copil minunat pe numele Madeleine, de a face teama pe acasă, de a face mai mult tenis, ceea ce îi place foarte mult. Eu în copilărie am făcut mult șah. Tatăl meu, de fapt, un jurist de excepție în Republica Moldova, are o pasiune în viață. E adevărat că și tu joci șah cu spatele? Că reușești să muți
cu puterea minții, fără să vezi tabla de șah? Da, am jucat mult, începând cu 3 ani și jumătate. Am obținut și niște categorii în șah, categoria de candidat maestru în sport și multe altele. Și desigur că memoria se dezvoltă datorită șahului, exact, și logica. Și desigur că da, este posibil să joc cu ochii închiși sau cu spatele, cum se numește. Lucrul ăsta, deci, s-a transmis și Mădălinei. Eu încerc să o motivez pentru a juca șah. De fapt, joacă șah, jucăm destul de des. Și mă bucur că dacă facem și o pauză, revenind ulterior la o partidă de șah, logica se dezvoltă și își revine foarte rapid. Și cred că anume din vârsta respectivă este important de a combina, cum am învățat și taica meu, partea fizică sau pregătirea fizică și pregătirea morală sau spirituală. Exact. Șahul fiind un joc al minții, de fapt, care îți dezvoltă analiza, logica, planificarea, da? Iar sportul, precum este tenisul sau baletul, cum a făcut și Madalina, permite de a dezvolta și o pregătire fizică care este nevoie să fie prezentă în viață. Zi-mi, la ce visa ministrul de externe în copilărie? Nu știu dacă vizualizai cariera pe care ai îmbrățișat-o mai târziu, și aici nu vorbim de meserie, pentru că am înțeles, meseria de diplomat este pentru toată viața și nu ți-o scoate nimeni din sânge. Poți să o scoți din carnetul de muncă, dar nu din felul tău de a fi și a munci asupra personalității. Și totuși, fotbalist, șahist sau nu? Grănicer. Grănicer, aveam tot timpul sentimentul datoriei de a apăra patria și la vârsta de 10 ani am participat la un concurs de revelion, cum ar fi pe lângă în școala unde învățam, și am și îmbrăcat forma unui apărător al frontierei de stat. Și atunci mi-am dat seama că, fiind mai și înalt, într-o formă, uniformă militară, pe care taică-meu mi-a oferit-o, de fapt a fost și o experiență plăcută și cu simțul datoriei pe care trebuie să o realizez. După care, poate de fapt, părinții tăi conștient ți-au dat uniforma aia de apărător. De fapt, eu sunt profund recunoscător părinților pentru educația de acasă, pentru ambiția, motivația. Mama fiind și doctor de profesie sau medic-terapeut, tatăl fiind și profesor, și jurist, judecător. Eu mi-am început studiile universitare cu visul, gândul, planul de a deveni judecător, fiindcă am un simț așa mai profund al dreptății și uneori sau de multe ori simt obligațiunea de a face dreptate, având o abordare mai obiectivă, nepartinitoare, într-o situație sau alta. După aceasta a fost o experiență interesantă plecarea mea ca și student de schimb în cadrul unui program educațional academic în SUA, unde de fapt am înțeles că pentru a schimba modul de operare a minții din Republica Moldova, trebuie să faci pace între popoare. Trebuie să aplici experiența și practicile pozitive din alte țări. Și când am revenit la Chișinău în anul 2003, student în anul 3, am decis să-mi schimb radical mersul și ambițiile personale de la pur juridic, judecător, spre unul internațional, spre diplomat. Plus că eu mai am și o ambiție că, eu cred că, citind și multe cărți despre filozofia antică și despre marii conducători ai Romii antice, este bine ca copiii să nu urmeze calea imediată a părinților, dar să se realizeze într-un domeniu propriu pe care și-au ales. Mădălina, eu cred că e tare complicat cu părinții ăștia ai tăi. Atât de deștepți, atât de informați, cu atâta materie cenușie în cap, te complexează, bănuiesc eu. Nu cred. Ți-e plăcut să stai cu ei la discuție? Da. Acum zi-mi, mama ce vrea să te vadă când o să fii mare? Vrea să mă vadă să joc foarte bine tenis, să ajung o campioană mondială. Simona Halep de Moldova deja. Să,
să pot juca bine. Și să câștigi care turnee? E să aibă și familia regală. Și Wimbledon? Wimbledon și... Patronată de către? Familia regală. Familia regală a Marii Britanii. Aoleu, a fost visul tău din copilărie care nu s-a realizat? Da, eu nu am avut posibilități să fac sport de performanță pentru că sunt născută la țară, în nordul Moldovii, și pentru că am făcut un liceu la Râșcani, în raionul Râșcani. Ulterior am plecat la studii peste hotare, Timișoara, Sorbona, Franța, Elveția și alte state. Nu am mai putut să fac sport la o anumită vârstă. Sportul se începe la o vârstă destul de înaintată. Dar e și o armată pentru copii, sportul ăsta, pentru că dacă vrei să faci sport de performanță, îți iei adio de la copilărie. E un sacrificiu care trebuie să-l asumi. Dar nu trebuie să fie, dacă îmi permiteți, nu trebuie să fie forțat de către părinți. Trebuie să știi cum să trezești interesul. Da. Eu am avut un vis pe lângă tenis, mi-am dorit să fac și patinaj artistic. Dar pe atunci era foarte greu la Chișinău sau chiar în Republica Moldova. Trebuia să mergi fie la București sau la Moscova pentru a avea performanță. Și cum e la fel de complicat? Nu prea avem noi unde să ne antrenăm. Poate e un patinoar privat în țara asta unde pot să meargă copiii, dar e așa, pentru un hobby. Să-ți reții gândul. Tata ce vrea să te vadă când o să fii tu mare? Vreau să mă vadă la fel. Tot jucând tenis? Da. Și medic sau judecător? Sau medic sau judecător. Ca și bunicii? Da. Dar tu ce dorești să devii? Să devin totuși să joc tenis performant, să fiu o dansatoare. Dar la școală, care este obiectul tău preferat la școală? Ce îți place? Ce materie îți place cel mai mult? Știința. De ce? Pentru că descoperi lumea în felul ăsta? Da. E adevărat că ești un copil pe care l-au chinuit părinții o vreme, pentru că ai început mai întâi a vorbi franceză, da. După care engleză, araba, aoleu, engleză și concomitent acasă română, bineînțeles că este limba maternă, și acum vorbește fluent la fel și limba rusă. La vârsta asta, limba rusă cine o învață? Din familie? Aveți un profesor? Are colegi, prieteni? Da, am mers la ore de limba rusă și pentru noi este primordial ca să aibă un accent fluent atât în engleză, franceză, cât și în rusă. Română deja nu mai vorbim. Araba se cam uită, pentru că, din păcate, nu o practică atât de des și se uită. În schimb, chiar știi cuvintele elementare. Limba arabă? Da. Ce faci? Salam aleik, ok, halak. Că-i halak însemnând ce faci. Ce faci? Masalam aleiko. Masalam înseamnă la revedere. La revedere. Da, salam aleiko înseamnă mulțumesc frumos. Bună ziua. Salam aleiko. Cât timp ai stat în Qatar? Cât timp ai avut la dispoziție să înveți araba? Foarte puțin, pentru că am stat în Qatar doar un an și câteva luni, un an jumate, ea fiind într-o grădiniță engleză-arabă. Iar ulterior, peste exact o lună de zile sau după ce am plecat din Qatar, am mers într-o grădiniță cu predare doar în franceză. A fost un copil care a schimbat mediul începând de la 2 ani și la fiecare un an jumate sau doi se tot schimba dintr-o țară în alta. Ce zic psihologe, complicat lucrul ăsta? Ați încercat să apelați la specialiști? Nu, eu am citit mai multe cărți pe acest subiect. Mie îmi place să citesc multe cărți, în special pentru dezvoltare personală. Și erau o parte din rude care au zis că, de fapt, nu este bine sau să pui multă presiune pe un copil învățându-i mai multe limbi. Eu însă, având abordarea aceasta multidimensională, am decis că este o chestie foarte importantă, în special pentru diplomați sau copiii diplomaților, atunci când părinții, fiind detașați într-o ambasadă sau un consulat în afara țării, copiii sunt nevoiți să schimbe mediul. Volens, nolens, datorită muncii părinților, și este nevoie, într-adevăr, o asigura unei integrări sociale cât mai ușoare, facile pentru copil. Ori aceasta o faci doar prin cunoașterea limbii străine. Deci, în concluzie, franceza, engleza, araba, română și rusă. Și are o predilecție și o dragoste față de spaniola. I-am propus chineza, de fapt mandarin language, și ea știe ce înseamnă mandarin language, dar a spus totuși preferă spaniola. Pentru că se vorbește în mai multe țări, da? Și pentru că este muzica spaniolă. Muzica spaniolă și pentru că este limba unu. Tu ai timp să te uiți la desene animate, să asculți muzică? Da.
să desenezi, să colorezi? Am și multe activități. Ai niște personaje din desenele animate preferate care îți plac? Cine sunt ele? Ca cine vrei să semeni tu? Vrei să ai și tu castel? Să fie o zână din castel? O prințesă? Nu, vreau să fie spioană. O spioană? Îți plac desenele animate cu spioane? Da. Păi, alea sunt pentru băieți. Băieții mei se uită la desene de astea. Sunt câteva desene animate care sunt și cu spioane. Cu fete spioane. Ce aici e semii mami. Catane nu mai e la modă, dar acum sunt alte povești frumoase în care copiii cred. Cu siguranță, cu siguranță. Știți despre ce aș vrea neapărat să vorbim? Despre momentul când ați înțeles că vă meritați unul pe celălalt. Aoleu, a fost și de mult. Și că e ok să faceți o familie. Ați fost colegi de serviciu, ați stat într-un birou, ați participat la acele ședințe, ați tradus pentru oficiali importanți și nimeni din colegi nu s-a gândit că ăștia doi vor face o familie și că vor merge mână în mână prin viață. Tudor, cine a făcut primul pas, tu sau Corina? Eu cred că eu l-am făcut, dar în cazul nostru a fost situația în care până la căsătorie, de fapt, am avut timpul să ne clarificăm opiniile, fiind într-un birou și muncind, de fapt, cot la cot într-un birou. Era atunci când eu ziceam că este alb, Corina zicea că este negru și erau multe dezbateri, discuții care au permis, de fapt, să ne apreciem reciproc intelectul, dar și modul de a discuta și ne-am cunoscut mult mai bine așa. Dar ați fost diplomați în relația voastră, pentru că nu ați dat motiv de bârfă celor din jur. Ei au aflat aproape de nuntă că, chiar după nuntă, că vă căsătoriți. Chiar după nuntă, noi ne-am căsătorit foarte rapid. Relația noastră până la nuntă sau relația noastră de dragoste într-un cuplu este completamente diferită față de o relație normală, obișnuită, zi de zi, pe care o întâlnim în societate. Am împărțit același birou timp de un an jumate. De fapt, eu am lucrat un an de zile într-o altă direcție, ulterior am fost transferată și așa a dat Dumnezeu soarta, destinul să împărțim același birou. El patrona dosarele relațiilor cu Statele Unite, eu patronam dosarul relațiilor cu Franța, țările Benelux și eram corespondentul național pe lângă Organizația Mondială a Francofoniei. Și la un moment dat, trebuie să recunoaștem că eu venind din Franța, el din Statele Unite, el era anglofon, eu francofon și într-un fel sau altul ne intersectam foarte mult în acele momente când conducerea Ministerului din perioada anilor 2005-2007 ne desemna undeva ca să însoțim alți oficiali demnitari de stat. Mi-aduc aminte că prima dată l-am cunoscut pe Tudor până am părăsit acel birou la o recepție națională oferită de președintele țării în 2006, unde tot corpul diplomatic acreditat la Chișinău a participat la acea ceremonie, iar noi practic eram în calitate de diplomați, asistenții ai președintelui, primului ministru și ministrului de externe de atunci, în acea perioadă. Și cineva dintr-un ambasadorul Suediei, dacă nu mă înșel, la Chișinău, era un bărbat în acea perioadă, a spus că sunteți boyfriend și girlfriend, la care noi am reacționat foarte bolnăvicios și am spus, nu, niciodată nu poate să se întâmple acest lucru, suntem doar colegi de serviciu și nimic mai mult. Ei, peste câteva luni de zile, relația noastră a luat o altă întărsătură, a început totul practic de la ziua de naștere a lui Tudor, la care am fost invitată și mi-am rupt piciorul la acea zi de naștere. El a fost nevoit să mă ducă la spital în brațe, nu puteam să calc deloc. Pe cealaltă l-ai rupt? Nu, nu, a fost întâmplător, chiar eu întâmplător. Eu am altă teorie, dar chiar că da. Chiar întâmplător, jucam voleibol și mi s-a fisurat glezna completamente, nu puteam să calc. La un moment dat era foarte grijuliu, m-a dus la spital și după aia 10 zile cât am fost îngrijită și trebuia să stau în gips cu acel picior, venea la mine, mă vizita, mi-aducea flori. L-ai făcut să se simtă vinovat pentru că din cauza zilei lui de naștere. Și probabil că aici a fost acel feeling sau acel moment când inima practic bate într-un alt ritm, când am înțeles că cineva are grijă de tine și cât e de frumos că cineva are grijă de tine și se gândește la tine, te caută. Și ăsta a fost momentul cel mai mult. Pentru o femeie cred că contează foarte mult modul în care cineva se comportă cu noi și dialogul pe care îl ai cu acea persoană practic îți face să bată inima într-un alt sens. Eram la o vârstă la care trebuia să gândesc într-un fel și rațional și emoțional.
nu mai eram la 18, 20 sau 22 de ani ca să gândesc doar emotiv și trebuie să recunosc că sunt în zodia berbecului, la berbeci partea rațională domină cea emoțională și într-un fel aceste momente când a avut grijă de mine a fost perioada în care m-a făcut să văd o altă față acestui om, nu doar cea de diplomat, nu doar cea de coleg de serviciu, de breaslă, de oficiu, ci l-am văzut mai mult decât atât ca un coleg de viață cu care aș fi putut să împart și cu care până astăzi am împărțit aproape 12 ani jumate de viață. Dar sunteți doi oameni foarte complicați, dați-mi voie să vă categorisesc aici, cu niște cariere începute. Nu te gândeai, Tudor, că ai nevoie de o nevastă mai casnică, o păstrătoare a focului din vatră, din interior, nu una care să vrea să facă carieră cu studii la Sorbona, care să vrea să facă doctorat la Geneva? Cine v-a spus că nu asigură focul casnic acasă? Dar e foarte complicat să-l asigure. E o femeie și de societate. Este și o doamnă în societate și gospodină în casă și eu cred că este un exemplu deosebit pentru toate doamnele, domnișoarele din Republica Moldova, dar și din lume. Eu, în general, fiind membru a unei rețele internaționale, International Gender Champions, campioni internaționali pentru gender, și cred că, de fapt, rolul femeii nu este doar să stea acasă, ba, din potrivă, ar fi fost contraproductiv și este prea personală, contraproductiv să fie doar acasă. Femeia, ca și bărbatul, trebuie să se realizeze, să se simtă că face o schimbare, că are o acțiune, activitate în societate, acasă cu familia, copilașul, să fie crescut și să fie un exemplu pentru fata mea, de fapt, că fiecare din noi, indiferent de gen, poate obține. Și eu cred că pentru mine este important, Corina a spus despre zodia berbec în care este, eu sunt din zodia Gemeni. Pentru mine este important să am permanent această dihotomie între spiritual și sau contradicții, da? Sau o provocare intelectuală. Și permanent este interesant cu Corina să discutăm orice tematică, fie politică, fie economică. Am impresia că voi sunteți într-o permanentă concurență. Lucrul ăsta nu e adevărat. Lucrul acesta puteau cineva să-l afirme la început. Ulterior vreau să vă spun că am fost tot timpul sprijinul, poate primul sprijin al lui Tudor în cariera profesională, l-am susținut în toate și cu siguranță că în cariera profesională și în viața personală a fiecărui persoană există momente de cotitură când trebuie să iau o decizie. Și vreau să vă spun că eu tot timpul l-am sprijinit în toate și am considerat că este absolut imperativ pentru mine să asigur această balanță între o familie, o relație de echilibru, armonie familială, un cămin stabil acasă și o carieră profesională desăvârșită. Până la urmă, Tudor a parcurs toate treptele diplomatice care există în sistem, de la un simplu diplomat până la viceministru, ambasador și ministru. Mă bucur foarte mult pentru aceste realizări și trebuie să recunoaștem că în viață, probabil, toți diplomații au un vis ca să ajungă aceste trepte. Există și acest criteriu, omul potrivit la locul potrivit sau oportunitatea sau munca, prestația profesională pe care o demonstrezi, vocația ta. Eu permanent am spus că locul nostru este acolo unde se intersectează interesul sau motivația ta personală cu confortul tău profesional. Am încercat de fiecare dată să găsim această intersecție și acest echilibru și în continuare voi face la fel. Îmi voi susține în primul rând familia și voi susține orice parcurs profesional. Deci am înțeles, profesional. Când e vorba de concurență, tu cedezi prima. Așa este, e absolut. Dar eu știu cum a început totul. Totul a început de la primul dans pe care l-ați pregătit la nuntă, cu multă diplomație, chibzuială și lecții de dans. Și e un om drag familiei voastre, domnul Iurie Bivol, coregraf, cel care v-a și pus acest dans, cel care a fost la nunta voastră și cel care mai târziu a fost omul la anumite intersecții așteptându-vă sau întâlnindu-l pentru ca să promoveze Republica Moldova. El și-a trimis discipolii astăzi în studio și dacă tot vorbim de dragoste și de emoții, eu merg să întâlnesc doi copii frumoși care au un cuvânt să vi-l spună și merg acum pe scenă pentru ca să întâlnesc pe Alexandra și pe Ștefan.
Ei sunt dansatorii care astăzi îl reprezintă pe domnul Iurie Bivol și sunt show baletul Flash. Bună seara, dragii mei! Bună seara, bine v-am găsit! Ce vă leagă de această familie? Și cât de mult v-a ajutat în cariera voastră și în viziile pe care ați reușit să le puneți în pașapoarte? Vorbesc din partea domnului Iurie Bivol și vreau să mulțumesc din partea dumnealui, familia Ulianovski, pentru oportunitățile care le-a oferit clubului și dumnealui în același timp. Istoria a început încă de când familia Ulianovski a avut ocazia pentru a organiza primul lor dans și domnul Iurie le-a ajutat cu drag pentru a îndeplini această dorință. După ei, din câte știu și din câte am înțeles, au continuat relațiile strânse. Și mai știu că colegii tăi au fost la Geneva și au participat la sărbătorirea celor 25 de ani de la declarația de independență a Republicii Moldova. Siguranță, ei au participat și au fost foarte încântați de oportunitate și de a avea ocazia de a cunoaște mai bine și mai aproape familia Ulianovski. Și mai știu ceva. Grație acelei vizite în Geneva, unde voi v-ați simțit artiști cu nume mare, vi s-au deschis și alte porți. Și ați fost în China recent, pentru că acolo v-a văzut mai multă lume bună și a zis se merită. Deci ați pășit cu dreptul grație Corine și lui Tudor. Da, și le mulțumim încă o dată din suflet. Eu te rog să-mi dai microfonul, pentru că dragostea celor doi trebuie desenată în pași de dans și voi asta o să faceți astăzi. Cât despre primul lor dans au acceptat provocarea și pe final de emisiune, dacă o să aveți răbdare să stați cu Olean în întuneric cu minți, o să reușiți să vedeți cum dansează acești doi oameni în pofida rutinei, a grijilor zilnice, a problemelor de acasă și din societate. Ei nu și-au pierdut dragostea pe drum, mai degrabă au crescut-o și reușesc să o materializeze din nou în pași de dans, dar asta pe final. Acum, rumba! Yeah.
Dansul ăsta, vă regăsiți în el, voi doi? Da, o rumbă tare pasională. Exact. Trebuie să menționăm faptul că maestru Iurie Bivol, noi îl cunoaștem de vreo 13-14 ani de zile. Pe parcursul acestei perioade l-am întâlnit de nenumărate ori, am menținut contactele cu el. A fost primul coordonator artistic, profesor de dans, atunci când noi am dansat valsul îndrăgostiților sau valsul mirilor la nunta noastră, în 2007, în toamna anului 2007. E un dans pe care l-ați repetat la 10 ani de căsătorie. Și eu v-am rugat să mai faceți niște repetiții acasă, ca să ne-l aduceți și nouă. Provocarea a prins și pe final de emisiune o să vedem dansul ăsta. Noi nu am reușit să-l repetăm acasă, dar vom improviza și așa cum l-am învățat noi acum 12 ani în urmă. Maestria domnului Bivol, care este un om de excepție, profesionist, dar și om cu literă mare, modest, corect și un bun profesor, constă în aceea că el generează niște asocieri tematice, acordând niște cuvinte cheie pentru mișcările de bază. Le ții minte și azi? Care, desigur că da. Care îți permit să jonglezi cu aceste mișcări de dans în timpul ritmului muzicii, de fapt. Ați avut o nuntă superbă acum, să mă laud că am fost și eu prezent la nunta aia. Așa este. Și atunci când am zis de la început că v-am urmărit în tăcere ascensiunea profesorului pentru oamenii generației mele până la urmă, care, având studii aici în țară, dar și peste hotare, au reușit la un moment dat să ducă numele Republicii Moldova departe de casă, să-l ducă pozitiv, cu fruntea sus, organizând evenimente culturale. Uite, așa cum au zis și prietenii noștri dansatori, au fost la Geneva, grație vouă, după care li s-au deschis și alte oportunități. Uite, recent au revenit din China, tot într-un spectacol de promovare a țării. Dar viața voastră de familie a început departe de casă. Luna de miere petrecută în Statele Unite, după care, imediat, domnul Ulianovski a avut o misiune în Statele Unite și a trebuit să-și ia și nevasta. Te-a apucat să ieși de doctorat, dacă nu greșesc. Da. L-ai abandonat pentru că o perioadă, știu că ai revenit mai târziu la el. Am făcut o pauză. Ți-ai luat valiza și ai mers după soț. Așa este. Trebuia să mă întorc la Paris pentru a finaliza acel doctorat. Între timp, soarta a fost că ne-am căsătorit, el a fost desemnat în misiune diplomatică la Washington și eu a trebuit să-l însoțesc. De fapt, în ziua în care mi-a și propus căsătorie, mi-a pus o condiție. Că vreau să te căsătorești cu mine, dar dacă accept să te căsătorești, te căsătorești acum și nu peste câteva luni. Știai că pleci? Da. Și vrei să mergi cu verigheta pe deget? Să mă asigur că aleasa inimii mele... Când îți o fură în cineva. Exact, să meargă cu mine și cred că a fost un pas corect. Plus că a fost o experiență deosebită să fii rupt imediat exact. După căsătorie, împreună cu soția, să mergi într-un alt mediu. Și care, de fapt, eu cred că a fost o mișcare bună pentru a stabili acea relație personală în familie, fără influențe din afară. Ce provocări v-a oferit viața atunci? Până la urmă, nu sunteți o familie care au locuit în concubinaj 2, 3, 4 ani, se cunoșteau, s-au rost caracterele și cumva s-au unit unul de celălalt. Ați fost oamenii rupți din tabieturile voastre, uniți, și aruncați în Statele Unite. Cum e viața asta de familie, departe de casă, de mama, de tata, care pot să-ți dea un sfat ca de la bărbat la bărbat, așa, în cele casnice? Mama, sora de aici lăsată, borșul care trebuie făcut și frigiderul care trebuie umplut.
Pentru mine a fost dificil. De ce? Pentru că eu am revenit la 25-26 de ani acasă cu gândul că voi rămâne aici. Îmi voi vedea familia mai des, voi fi alături de ei, în contextul în care studiile mele universitare și postuniversitare au fost toate peste hotarele țării. Mm-hmm. Și atunci mi-am dorit să revin acasă tocmai pentru a putea fi și mai aproape de mama mea. Atunci, în acea perioadă, era și în spital, o vizitam foarte des. Însă, imediat după ce ne-am căsătorit, exact peste două zile am decolat în Statele Unite. Viața noastră a început brusc cu un nou tabiet, noi tradiții, o nouă societate unde trebuia să lupți, să demonstrezi că reprezinți o țară care are aceeași valoare. Nu erați încă diplomații formați. Bine, aveți o școală scrisă pe hârtie, dar cumva din mers a trebuit să predicați fruntea sus, să mergeți cu pieptul înainte, că vă meritați locul. Tudor, a fost greu să-ți capeți locul tău acolo? Să fii stimat, respectat, să fii crezut? Desigur că nu este ușor, dar în primul rând trebuie să ai încredere în tine, trebuie să-ți respecti și țara pe care o reprezinți. Și aici eu cred că generația noastră și sper că generațiile viitoare vor pleca cu capul sus la orice contact cu străinii pe care trebuie să fie respectați, dar în același timp dialogul cu orice străin nu trebuie să fie în detrimentul tău. Deci tu la fel prezinți, deci oricare diplomat a Republicii Moldova și în special noi fiind atunci tineri diplomați, fiind de fapt parașutați la Washington, trebuie să-ți definești foarte clar și sarcinile pe care ți le pui, obiectivele pe care ți le pui. Plus că, desigur, că este și un alt mediu. Un alt mediu care constă într-un mod de alimentare diferit, într-un mod de a face afaceri, de a... Ați trecut la hamburger cum ați ajuns în America? Nu chiar. Noi niciodată nu ne-am adaptat la bucătăria americană. Mie mi-a lipsit... Ați luat ceunelul acolo ca să faceți mămăliguță? Da, de fiecare dată când plecăm undeva peste hotare. Primul lucru care am zis, Corine, de fapt ce luăm cu noi la Washington, a fost un ceaun sau chiar două ceaune din Republica Moldova. Trebuie să recunoaștem că în acea perioadă noi am avut și ocazia să interacționăm și cu alți diplomați din alte state. Mi-aduc aminte, am prins o perioadă extraordinar de interesantă, campania Partidului Democrat între Hillary Clinton și Barack Obama, apoi campania prezidențială între reprezentantul republicanilor și a democraților, primul mandat al lui Barack Obama. Ori de câte ori Hillary Clinton și Barack Obama aveau dezbateri televizate la CNN, noi de fiecare dată aveam dezbateri între noi doi acasă. Evident, eu pledam, trebuie să recunosc că acum post factum pentru Hillary Clinton, Tudor era în favoarea lui Barack Obama atunci la acea perioadă. Evident că ulterior se schimbă lucrurile și în politică și în diplomație, dar a fost un moment destul de important pentru începutul carierei noastre, pentru că am învățat foarte multe. Printre altele am avut ocazia ulterior și să o cunoaștem pe Hillary Clinton și nu doar pe Hillary Clinton, dar și pe Madeleine Albright. Iar în cinstea lui Madeleine Albright, care este prima femeie secretar de stat a Statelor Unite, ce la noi se numește ministru de externe, deci Madeleine Albright a fost prima femeie ministru de externe a Statelor Unite, provine din, născută în Cehoslovacia, pe atunci nu era Cehia și Slovacia, era Cehoslovacia, dintr-o familie tocmai de diplomați ambasadori. Tatăl lui Madeleine Albright pe timpuri a fost ambasadorul Cehoslovaciei la Londra, în Marea Britanie. Și am citit toată biografia lui Madeleine Albright, eram fascinată de cariera sa și viața ei personală, iar ulterior, când a apărut acest îngeraș în familia noastră, am decis împreună să o numim Madeleine. Anume, deci, în cinstea lui Madeleine Albright. Deci tu, Madeleine, ai o soartă predestinată deja, te-ai născut într-o familie de diplomați și încet, încet s-ar putea să urci țara asta pe cele mai înalte culmi. Te-ai gândit la lucrul ăsta? Nu cred. Te-ai gândit că trebuie să înveți bine, să cunoști multe, tocmai pentru ca să mergi pe urmele lui tata sau a mamei? Da. Ai vrea să faci diplomație sau politică vreodată în viața ta? Da. Da? Dar printre altele trebuie să recunoaștem că ea este un diplomat, un foarte bun negociator.
Noi am avut foarte multe momente și procese de negociere cu diversi actori internaționali, state, dar niciodată nu a fost atât de dificil ca să negociezi cu propria ta fică. Pentru a doua oară aud lucrul ăsta. Da, și reiterez câteva minute de discuție. Reiterez ceea ce a spus Tudor, este adevărat, cu ea este foarte greu să negociezi, pentru că de fiecare dată are contraargumente. Și atunci ceea ce ne salvează este o negociere calmă, pe un ton foarte calm, dar pe care eu îmi mențin poziția și ea mi-aduce contraargumentele ei. Mai de tu obții întotdeauna ceea ce îți dorești? Nu chiar. Dacă mă duc până la capăt, atunci da. Dar îți pui și tu niște argumente în cap? Cum se întâmplă lucrul ăsta? Îți organizezi povestea ta atunci când vii să ceri ceva de la mami sau de la tati? Nu, mi-organizez ceva. Adică tu spontan știi să-i pui la punct și pe unul și pe celălalt? Da. Și să obții ceea ce vrei? Da. Ziceai că citești foarte mult. Da, îmi place. La momentul prezent, ce carte te fascinează? Pe ce ești axat? Am trei cărți care le citesc, în paralel le citesc, de fapt, fiindcă eu cred că, după mine cel puțin, e bine să citești o carte care are un mesaj și a doua zi să citești și o altă carte în paralel, ca să se permiți să asimilezi mesajul primei cărți. Și așa, jonglând, le treci pe ambele. Mie îmi place să citesc mult, eu am o viteză destul de bună de citit, pe care am... Nu încălcești mesajele dacă le citești în paralel? Nu. Este, ba din potrivă, făcând o analogie cu Elon Musk, de fapt cel care a inventat Tesla, dânsul a avut un mesaj foarte interesant pentru cei care își fac studiile într-un domeniu sau altul. Mm-hmm. Dacă vrei să fii cu adevărat de succes în viața ta, e bine să combini. De exemplu, faci dreptul ca o bază juridică, bază de legi, norme pe care trebuie să le respecti și în același timp faci și inginerie sau inginerie și business. Da? Deci fără aptitudini de manager nu poți să fii bun în domeniul ingineresc ca să creezi ceva. Da? Acum revenind la cărți, deci acum sunt pasionat de Warren Buffett, care de fapt este oracolul din Omaha, cel care de fapt este și cel mai bogat om sau unul dintre cei mai bogați oameni din planetă, a rămas să locuiască în aceeași casă pe care a cumpărat-o în urmă cu circa 40 de ani, la prețul de $23,000, pe atunci foarte scump, acum însă mult mai ieftin decât celelalte. Conduce o mașină foarte simplă. Deci parte de business, cum ar fi așa, deci lecții de viață în domeniul afacerii, fiindcă cred că orice bărbat, orice cap de familie trebuie să cunoască și aceste realități istorice pe care le putem implementa. Doi la mână, îmi place foarte mult cărțile, desigur că David Allen sau deci Tony Robbins, cărți de automotivare, motivație, dezvoltare, cunoaștere pe tine însuți și multe altele. Dale Carnegie, Napoleon Hill sunt cărți, desigur că de găpătâi pentru orice persoană publică și diplomat, este și normal acest lucru. Îmi plac foarte mult cărți despre istorie, fiindcă eu sunt o persoană convinsă, de fapt, de situația în care istoria se dezvoltă circular. Am vrut să zic. Și dacă nu cunoști unele realități istorice, și este o carte foarte bună, The Rise and Fall of the Roman Empire, deci ascensiunea și descensiunea Imperiului Roman, te învață foarte mult. Și, de fapt, înțelegi că nu poți fi toată viața la înălțime, dar în același timp nici nu poți fi tot timpul jos. Dar contează foarte mult că atunci când cobori jos, ai puterea să te ridici și să te dezvolți mai departe și să obții mult mai mult decât până acum ai reușit să o faci. Este adevărat că o să scrii o carte despre relația ta cu soțul tău la telefon timp de câțiva ani cât a fost ministru de externe, timp în care tu ai rămas la Geneva cu Madeleine și domnul Ianovski era aici în calitate de ministru și îți programai, practic, apelurile telefonice pentru ca să ai acces să vorbești cu domnul ministru. Da, așa este adevărat. Trebuie să recunoști că atunci când ai această provocare în viață de a fi departe de soțul tău,
de a reprezenta țara cu cea mai mare onoare, demnitate și profesionalism pe care poți să-l demonstrezi și în același timp să fii mamă, să îngrijești un copil, să fii soție alături ca să poți să te asiguri și să privești la televizor orice conferință de presă sau orice interviu pe care l-a dat public, să mă asigur că și-a ales cravata potrivită dimineață. Aoleu. Și că a îmbrăcat costumul care se potrivea cu acea cravată. Deci cum se întâmpla lucrurile ăsta la telefon? Zile. O telefonai pe Corina sau o întreb cum să te îmbraci? Și nu mă culcam până nu reușeam să vorbesc cu el. Ajungea foarte târziu acasă și uneori când ajungea acasă, chiar și atunci era ocupat, încât îi scriam un mesaj: poți să-mi spui la ce oră poți să te sun, domnule ministru? Seară bună! Era aproape ca o jurătură cuvântul ăsta de domnule ministru în mesajul pe care îl primea de la nevastă ta din Geneva. Nu este ușor, în primul rând, pentru faptul că era și distanță. Doi la mână atunci când ești într-o funcție publică precum este ministrul afacerilor externe a unei țări și în special a Republicii Moldova, de fapt nu îți mai aparține timpul tău. Timpul tău este generat de munca a celor de circa 300 de diplomați ai Republicii Moldova. Atunci când la Chișinău dimineață Washingtonul pleacă la culcare. Dar Beijingul deja raportează despre o zi de muncă. Seara e invers. Washingtonul începe să se consulte pe chestiuni politice de bilaterale Republica Moldova-SUA, iar foarte mulți colegi au nevoie de coordonare, plus că, de fapt, ești o persoană publică. Dragii mei, eu cred că este momentul pentru un tango. Să lăsăm dansul să vorbească în locul nostru, așa că vreau să invit dansatorii din show Baletul Flash pe scenă. Thank you.
viața voastră este la fel de tumultoasă ca și acest tango. Un pas înainte, doi înapoi, doi înainte, un pas înapoi. Sunteți într-un moment foarte dificil pentru cariera voastră. V-am zis că vă urmăresc dintr-o parte. Știu că ai vrut să fii aproape de diaspora noastră, ai și candidat la funcție de șefa biroului relații cu diaspora. Pe mine mă doare foarte mult faptul că noi am trecut vreo 28 de ani de independență, lucruri în care am pierdut ce este mai scump pentru această țară, oamenii, capitalul uman și valoarea lor. Foarte mulți au plecat peste hotare, foarte mulți. Iar eu personal am locuit în 6 țări până în prezent, deci în 3 în care am activat împreună, deci l-am însoțit în misiuni diplomatice, iar altele 3 în care mi-am făcut studiile. Cum a zis și Maica Tereza, original în engleză, everyone can be great because everyone can serve. Fiecare poate fi măreț, deoarece fiecare poate servi. Și aici apare întrebarea, a servi ce? Patria, societatea, familia, dezvoltarea, ceea ce copilul meu, Madalina, zice că Republica Moldova e cea mai frumoasă țară din lume. Și atunci când diplomații sau cei care călătoresc peste hotare văd că se poate modifica, se poate dezvolta țara mult mai rapid și mult mai eficient, atunci crezi că trebuie să pui umărul, da? Și capul în mișcare și energia, forța, intelectul, prietenii din diaspora și nu doar, pentru a face schimbare, pentru a schimba. Dar să nu uităm de pașii de dans. Sunt pașii de dans care vă mișcă lucrurile în familie și în societate și pentru că un om poate rezista la serviciu doar dacă are armonie acasă, în familie, să fiți sănătoși, să vă țină Dumnezeu împreună și să mergeți prin viață în pași de dans. Scena vă așteaptă, știu că vrei să te simți regină, ți-ai adus și o rochie de acasă, iar eu vreau să le spun celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Numai bine tuturor! Toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons. Quelquefois, à moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amours.